Alegerile în ceea ce privește componența organizației PSD Mihăilești au avut loc sâmbătă la cabinetul deputatului de Giurgiu Florian Nicolae din cartierul Tineretului. Lipsa de spațiu și numărul prea mare de participanți au fost principalele motive din cauza căruia conferința nu s-a desfășurat în orașul Mihăilești. La eveniment au participat circa 40 de persoane care au avut un singur scop, acela de a schimba orașul în bine într-un mod organizat și sub influența unui partid puternic. Ședința de constituire a fost condusă atât de vicepreședintele organizației județene Florian Nicolae, cât și de reprezentanți ai organizațiilor PSD de tineret, pensionari și femei. Conferința a debutat cu imnurile României și a Partidului Social-Democrat. După efectuarea prezenței celor din sală, membrii PSD au urmat principalele etape prevăzute de lege în ceea ce privește constituirea unei organizații de partid. După desemnarea membrilor din prezidiu, PSD-iștii au trecut la aprobarea proiectului ordinii de zi. Vă propun proiectul ordinii de zi al adunării generale de constituire. Și anume, primul punct, dezbateri asupra temelor politice actuale și expuneri de motive cu privire la necesitatea constituirii organizației PSD din orașul Mihăilești, județul Giurgiu. Al doilea punct al ordinii de zi, prezentarea statutului Partidului Social-Democrat și a programului politic al partidului. După îndelungi dezbateri pe baza celor 5 puncte aflate pe ordinea de zi, membrii prezidiului au dat startul procesului de votare în regim deschis a persoanelor care vor face parte din organizația PSD Mihăilești. În urma alegerilor, cel ce ocupă postul de președinte este Ion Drăgan, care spune că nu este pentru prima oară când ocupă o astfel de funcție. Am fost familiarizat, să zic așa, cu funcția asta. Eu am mai fost am ocupat funcția de președinte la PSD la organizația Mihăilești cu ani în urmă. Acum, cetățenii din Mihăilești au preferat pe mine că îmi știe capacitatea de muncă și cuvintele bune care de-a lungul timpului m-a consacrat și le-am adresat tuturor oamenilor. Ședința a continuat cu alegerile membrilor de conducere a organizațiilor de femei, pensionari și tineret din aceeași localitate. Odată cu terminarea conferinței de constituire, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae a ținut să îi felicite pe noi membrii PSD și să îi sfătuiască să rămână uniți, pentru că doar așa pot reuși să iasă învingători. Le doresc să fie uniți, să nu se dezbine, să sprijine populația pentru dezvoltarea urbei lor, să sprijine populația din satele arondate orașului Mihăilești, să fie atenți la toate nevoile comunității, să promoveze lucru bine făcut și să contribuie la atragerea de investiții și investitori pentru crearea de noi locuri de muncă pe raza orașului Mihăilești. Mai multe despre acest subiect puteți urmări în cadrul unei ediții speciale Marca TV Giurgiu.